apropo de federație, ce părere aveți de Burleanu? Doamne, eu din punct de vedere sportiv n-am nicio părere. Din punct de vedere politic, da, este un tip da naibii. Și ar trebui apreciat din punct de vedere politic. Aha. Omul e, știe bine să... să-și mute piesele. Nu numai să-și mute, să-și asfalteze bine drumul. Aha. Să n-aibă potigneli. Da. Facea cineva o comparație astăzi, nu știu, ori în sport, ori pe rețelele de socializare, ori la tine, nu știu. Mititelu. Spunea de Mircea Sandu. Băi, Mircea Sandu este de neegalat, mă. Burleanu nu poate să se apropie? Nimeni din România, mă. Nu, vorbim de Burleanu, că el e președinte. Nu. De ce? Din punct de vedere sportiv, al conducerii sportive, Mircea Sandu era titan, mă. Și învățase bine meseria, avea relații, avea... Și astea, să știi la mine, fără relații nu poți să faci nimic. Da, dar tocmai a zis că Burleanu e un as în relație. E un om politic, da, încă o dată. Ăla era meseriaș. Și ce nu face ok Burleanu? Partea sportivă? Partea sportivă nu cunoaște. Păi de ce? Burleanu ar veni și v-ar zice, domnule, sunt primul care am băgat regula cu Under. Datorită mie o să aibă viitor național în România. Nu, niciun viitor n-are. A stricat fotbalul românesc cu Under. De ce? L-a stricat, nu l-a... Păi de ce? Vreți numai jucători străini la echipele de club? Nu, din contră. Dar pe valoare. Că de asta n-avem valoare. Păi și care problema? Ce, jucătorii la Under n-au valoare? Aia care îi bagă? N-ați văzut ăia din Under 21 care au luat pe locul 4 în Europa? Bun, dar cu câțiva ani ne-am dus în semifinal la campionatul european. Da. Și dăm un fotbalist care joacă undeva din ei. Asta nu înseamnă că federația a greșit. Asta nu înseamnă că federația a greșit. E treaba fotbalistului că n-a mai evoluat. Nu, iubitule. Nu. Convingerea mea este că... Adică dumneavoastră nu sunteți de acord cu regula asta? Nu. De ce? Nu. Nici cu regula asta, nici cu astfel de campionat, cu play-off și play-out. Adică cum, eu fac niște puncte și tu mi le înjumătățești. Adică credeți că asta cu play-off și play-out e o decizie absolut greșită a lui Burleanu? Total greșită? E un cretinism.